Ne aflăm în incinta Liceului Tehnologic Iustean Marina, unde autoritatea publică locală a executat lucrări de extindere a terenului de sport existent. S-au realizat lucrări de asfaltare a acestuia, trasare a terenului. S-a putut realiza acest lucru prin demolarea școlii vechi existente, ce prezenta pericol de accidentare pentru elevi și cadrele didactice. A durat o perioadă până am putut să realizăm demolarea școlii vechi, întrucât am avut nevoie de obținerea avizurilor de la toate instituțiile publice avizate. Ne aflăm pe terenul de sport din zona străzii Piața Nouă, unde Primăria Băilor Rănești a executat lucrări de modernizare a terenului de fotbal, a terenului de tenis. S-au executat lucrări de asfaltare, de trasare, vopsire. S-au pus plase la porți și fileu la terenul de tenis pentru ca tinerii din Băilor Rănești, turiștii, să vină să desfășoare în condiții bune activității sportive. Ne aflăm în incinta școlii generale cu clasele 1-8 de Dumitru Bădescu din Olănești Sat. Aici autoritatea publică locală a executat lucrări de modernizare a aleilor, a terenurilor de sport existente, s-au asfaltat, s-au trasat. Am executat de asemenea lucrări de reabilitare a acoperișului școlii, s-a înlocuit asteriala, țiglele. Și totodată am realizat din fonduri de la bugetul local împrejmuirea incintei prin realizarea unui gard cu fundație de beton în fier forjat pentru a se putea asigura un ambient plăcut și de asemenea securitatea și siguranța elevilor și cadrelor didactice.